alianței noastre pentru orice stat din regiune. Numai puțin important este faptul că prin concluzia summitului Georgia și Ucraina au garantată dorința alianței de a-i primi în interiorul ei ca membri NATO. Sigur, cele două țări sunt deja supuse prin concluzia alianței unui proces intens de evaluare și chiar în decembrie ar putea să primească membership action plan-ul. Am subliniat aceste lucruri ca să vedeți cum interesele unei țări cum este România și nu numai a României s-au văzut reflectate în deciziile summitului. Același summit a validat importanța strategică a Mării Negre, iarăși un element de mare importanță pentru statele din regiune. Dar poate cea mai spectaculoasă abordare care a fost materializată prin decizii la acest summit este cea care privește scutul antirachetă. Știți probabil dezbaterile publice legate de acest scut, știți probabil opoziția unor țări pentru acest scut, știți probabil dubile chiar din interiorul alianței. Și totuși alianța nu a cedat tentațiilor populiste, nu a cedat presiunilor din afara alianței, ci a adoptat o decizie în deplină concordanță cu principiile alianței. Principiul fundamental, acela al indivizibilității securității, a fost un principiu care și-a găsit rezonanța în decizia alianței de construcție a unui sistem complementar cu cel american, care să pună în securitate și cei 20% din suprafața statelor membre NATO care nu erau acoperite de scutul american. Și din acest punct de vedere trebuie să privim la realitatea că Europa de vest era integral acoperită de scutul american și totuși aceste state au fost de acord că NATO trebuie să aibă o construcție de securitate din punct de vedere a posibilelor atacuri cu rachete, o abordare care să garanteze securitatea și pentru țări ca România, sudul Italiei, Turcia, Bulgaria și în perspectivă Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Albania, Croația, Macedonia.